Salutare, Betania Kids! Astăzi am adus în studio un invitat special pentru mine și sper că va fi interesant și pentru voi. Nu este un copil, însă aveam nevoie de ajutorul unui adult, de aceea l-am adus cu mine. Ce ne spui despre tine? Salutare, Betania Kids! Sunt Iulian, sunt soțul Lidiei și tatăl Alegrei. Sunt tare curios să văd cu ce aș putea fi de ajutor. Păi, pentru început, Iulian, te rog frumos să le spui și copiilor și mie ce este acesta. Asta este un fir de ață gri, destul de subțire și nu știu dacă este sau poate să fie văzut pe cameră. Nu știu dacă se vede pe cameră, însă aș vrea să văd eu cum ar fi să stea la mâinile tale și tu să încerci să-l rupi. Hai să vedem, e ușor sau greu pentru Iulian? Cum a fost? Extrem de ușor. Super! Aș vrea acum același fir subțire să ți-l înfășor de mai multe ori în jurul mâinilor. Hai să vedem cum va fi acum acest fir de rupt pentru tine. Puțin mai greu, dar totuși ușor. Ok. Aș vrea acum să mă lași să-l mai înfășor o dată și de data aceasta îl voi înfășura de mai multe ori, spunându-ți că așa cum eu înfășor acest fir în jurul mâinilor tale, așa înfășoară și Satana păcatele în viața noastră. Ce e o minciună? Un lucru mărunt. Lasă că nu o să știe nimeni. Da, dar că o minciună devine două minciuni, trei minciuni, patru minciuni și ajungi încet, încet să nu te mai temi, să nu te mai rușinezi, să minți. Și ceea ce la început părea un lucru neînsemnat, devine dintr-o dată vizibil și deja mai greu de rupt. Dar știți ceva? Iulian, Satan nu se oprește aici. El, după ce te prinde cu minciuna, te mai prinde și alte păcate. Îți spune în cârcă, poate, bârfa. Și bârfește odată pe un coleg, altă dată pe un prieten, altă dată pe un profesor, poate pe mama și pe tata. Și păcatul, așa ușor, ușor, Biblia ne spune, se înfășoară lesne, adică fără să-ți dai seama. Nu-i așa, Iulian? Alte păcate care se mai pot înfășura în jurul nostru, care ar mai fi? Hai să mai zicem câteva. Cred că este minciuna. Da, am zis-o deja. Cred că e neascultarea de părinți. Da, asta la vârsta copiilor și foarte mare păcat în ochii lui Dumnezeu. Și de asemenea ne înfășoară lesne, e ușor să ne asculte părinții. Sau poate chiar vorbele urâte. Jurăturile, așa-i. Și uite, păcatul devine din ce în ce mai vizibil în viața noastră și atenție, nu doar că este vizibil, este din ce în ce mai puternic. Azi o minciună, poate mai și furi niște bani de la tata, poate faci și alte lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Nu toate păcatele le cunosc cei din jurul tău, însă Dumnezeu le vede pe toate. Și la un moment dat, pe măsură ce păcătuiești mai mult, se întâmplă că aceste păcate care la început credeai că vei scăpa ușor de ele, vor fi atât de mult împrejurul tău, așa încât la un moment dat va fi foarte greu și chiar imposibil să te mai desprinzi de aceste păcate. Iulian, încearcă acum să rupi ațele. Cred că sunt într-o mare încurcătură. Încearcă, te rog. Că fiecare dintre noi așa încercăm singur să scăpăm de păcatele noastre. Mai încearcă, Iulian. Hai că ești un bărbat puternic, încearcă. Nu reușește nicicum. Ba mai mult, pe mâinile lui, nu știu dacă se vede foarte bine la cameră, însă aceste ațe înfășurate în jurul mâinilor lui au lăsat urme. Pentru că așa se întâmplă atunci când vrei să scapi singur de păcatele în care Satana te leagă. Nu reușești și te rănești și mai mult. Însă eu am o soluție. Tu poți să scapi, să rupi această rețea de ață din jurul mâinilor tale dacă îmi ceri ajutorul. Cred că asta ar fi singura mea variantă. Păi aștept să-mi ceri ajutorul atunci. Lidia, poate că ai spus că sunt puternic, dar de data asta chiar am nevoie de ajutor.
Așa este și eu sunt pregătită să-ți ofer ajutorul, așa cum și Domnul Iisus este gata să vă ofere ajutor și să vă scape de orice păcate, de minciună, de furt, de răutate, de invidie, de lăcomie, de orice știți voi că îl supără pe Dumnezeu. Trebuie doar să chemați pe Domnul Iisus și ajutorul Lui. Și atunci Domnul Iisus va veni în inima voastră, în mintea voastră, vă va curăți și vă va elibera de păcate, așa cum și eu acum îl eliberez pe Iulian de aceste ațe. A fost atât de ușor. A trebuit ca el doar să-mi ceară ajutorul. Și așa trebuie și voi să-i cereți Domnului Iisus. Doamne, nu pot să scap singur de rețeaua de minciuni, de bârfele pe care le spun cu atâta ușurință. Mi-e greu să nu mai fur anumite lucruri. Doamne, uneori mi este așa de greu să renunț la a mă uita la lucruri urâte, la a face lucruri urâte, însă Tu mă poți ajuta. Și Iisus va veni în inima ta și te va ajuta. Iulian, mulțumesc că ai fost împreună cu noi și te mai așteptăm pe la Betania Kids în viitor. Mulțumesc și eu. Pe curând, copii! Pe curând, Betania Kids!